Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ați venit la o nouă etalare. Ce faceți? Sper că sunteți bine. Voi face o etalare pentru această săptămână, Zodia Rac, luna sau ascendent Zodia Rac, să descoperim ce surprize, evenimente vor veni în viața dumneavoastră. Dar înainte de toate vreau să vă reamintesc că este o etalare generală și să luați doar mesajele cu care rezonați și să vă înscrieți. Dacă n-ați făcut-o, este gratuit și nu vă costă nimic, dar în acest mod noi ne vom conecta la nivel energetic pentru a primi răspunsuri din partea tarotului, din partea oracolelor în etalările viitoare. Și dacă aveți o problemă, un dubiu, o îndoială în familie, la locul de muncă, în relația de cuplu, etc., și aveți nevoie de o etalare în privat, nu ezitați să înscrieți la adresa de mail, se află dedesubt la acest videoclip și vă răspunde cu drag. Haideți să vedem ce vă transmite tarotul pentru această săptămână, pentru Zodia Rac, luna sau ascendent în Zodia Rac. Haideți să vedem. Pentru toți cei care s-au abonat la canalul meu, pentru toți cei care mă urmăresc, mă susțin, pentru toți cei cu energie pozitivă, mulțumesc. Ok. Haideți să vedem. Aici văd că în această săptămână sunteți nemulțumiți în ce privește familia, în ce privește relația sau în ce privește banii. E ca și cum căutați soluții, căutați idei, sunteți în așteptare și vă gândiți așa la viitor și încercați să prevedeți viitorul, încercați să-l, nu știu, să-l creați, da? Să-l imaginați. Și sunteți nemulțumiți că munca dumneavoastră sau sacrificiile, prezența dumneavoastră, ajutorul, susținerea pe care ați oferit-o altor persoane nu se întoarce în același mod la dumneavoastră. Și acest lucru vă pune pe gânduri, da? Vă dă insatisfacție pe plan financiar sau din partea altor persoane, pe partea persoanelor dragi. Și văd că veți fi foarte creativi și văd că veți munci la visurile voastre, veți pune foarte multă creativitate, veți fi mai determinată, mai încrezătoare în propria persoană, veți străluci mai mult, veți pune punctul pe ei în sensul că anumite lucruri nu le veți lăsa să treacă de la sine, să spunem așa, veți dori să aprofundați mai mult, să aflați mai mult. Văd că sunt persoane care vin și se sfătuiesc la dumneavoastră, vorbesc cu dumneavoastră, sunt persoane care au nevoie de sfatul și ajutorul dumneavoastră sau veți vorbi cu o femeie în semn de vărsător, leu, în ce privește așteptările și în ce privește speranțele voastre. Vă veți sfătui cu această persoană, o persoană care are o inimă mare, să spunem așa, văd că vă va sfătui, vă va da un sfat, vă va da un ajutor. O persoană creativă sau dumneavoastră văd că veți străluci, veți fi mai afascinante, în centrul atenției și văd un bărbat matur emoțional care vă va oferi această cupă, un sfat, un ajutor sau pe plan emoțional, în sens că acest bărbat va fi alături de dumneavoastră să vă susțină, să vă ajute, o persoană onestă, de încredere, matură, care își dorește un angajament. Văd un angajament cu o persoană matură care va veni către dumneavoastră și un bărbat matur care se preocupă în ce privește relația sa, angajamentul său. E posibil să treceți în această săptămână prin anumite probleme, discuții în contradictoriu cu persoane care nu se țin de cuvânt, ceva care se amână, întârzie, se schimbă în ce privește planuri și proiecte și etc. Pot fi chiar și discuții aprinse, da, persoane și va trebui să vă îndepărtați de acele persoane și văd că la drum veți face un drum sau o ieșire sau văd că veți lăsa ceva la spate, vă veți îndrepta încet, încet spre ape mai limpezi, mai clare, va ieși mai multă lumină în viața noastră. Acea furtună emoțională o veți lăsa în spatele dumneavoastră.
pentru că ați avut sau aveți anumite regrete. Văd aici că poate v-ați certa cu cineva și acum sunteți în așteptare și pe gânduri cum să fiți, să aduceți mai multă lumină, mai multă căldură, cum să străluciți mai mult în ce privește un angajament sau un bărbat. Și încet, încet văd că vă îndreptați spre lumină, spre căldură, veți găsi un compromis, văd că vă veți vindeca, vă veți împăca cu acea persoană, văd că veți intra în legătură cu un terapeut, cu un medic, sau vi se cere, doriți să faceți un acord, vi se cere să faceți un compromis, o cale de mijloc, să ascultați punctul de vedere a celelalte persoane. Poate veți intra în legătură cu zodia săgetător, berbec, taur, scorpion, leu, vărsător. Se cere să ascultați punctul de vedere celelalte persoane pentru a ajunge la o cale de mijloc. Văd că veți face pace cu cineva, veți regăsi pacea. Văd că vă îndreptați în următoarea săptămână încet, încet, cu pașii lenți spre pacea dumneavoastră. Și cu magicianul veți avea un nou început, veți manifesta dorințele voastre. Veți reuși, veți vedea că veți reuși să manifestați ceea ce v-ați propus. O nouă comunicare, un nou drum, o nouă cale, un nou job, o nouă carieră. Și poate veți intra în legătură și cu o persoană mai tânără, un copil sau o copilă în semnul berbecului, care va aduce magia în viața dumneavoastră. Și cu lumea aici e clar că veți avea parte de succes. Și veți comunica de o călătorie, veți comunica... să faceți o călătorie, să faceți o vacanță, să luați un avion, să mergeți peste o tare. Doar că e nevoie încă de răbdare, să aveți răbdare, da? Pentru că trebuie să mai așteptați aici, dar veți vorbi de acest lucru și văd că veți avea parte de succes, veți completa ceea ce v-ați dorit. Da, deci văd că în sufletul dumneavoastră aveți o dorință și doriți să vă îndepliniți această dorință. Țineți la ceva... sau la cineva țineți foarte mult, da? Sau țineți la ceva anume și căutați soluții în ce privește o persoană sau o dorință de-a dumneavoastră. Văd că sunteți pe gânduri și căutați soluții. Regina de bețe, dar văd că va fi o schimbare și controlul va fi în mâinile dumneavoastră. Veți controla foarte bine acele emoții, conjuncturile sau situațiile, persoanele, și văd că va fi o schimbare. Și văd un bărbat de la distanță care va veni de la drum, dintr-o călătorie sau în ce privește o călătorie cu un bărbat. Un angajament pentru o călătorie cu un bărbat. Și da, e nevoie de forță și de curaj. Și văd aici că în ce privește resursele, în ce privește banii, veți da dovadă de forță și de curaj de un bărbat care... câștigă foarte bine sau un bărbat care are foarte multă forță vă poate ajuta. Vă poate ajuta să ieșiți din acea furtună emoțională sau din acei norișori în următoarea săptămână. Haideți să vedem temperanța. Temperanța aici, vedeți, a ieșit din nou magicianul. Cu temperanța aici... trebuie să protejați pe cineva anume... împotriva invidiei, împotriva energiilor. Veți intra în legătură cu un maestru spiritual sau un terapeut care lucrează cu energiile, sau să încercați să vă vindecați, să vă regăsiți echilibru interior, psicofizic, și pentru a vă proteja în ce privește anumite invidii și energii negative din partea poate a unei a treia persoană sau din partea unei interferențe din afară. Și cu magicianul aici văd că veți manifesta dorința dumneavoastră și cred că unii dintre voi, nu știu, veți face o magie în viața dumneavoastră și vă veți proteja. Dacă simțiți că aveți, nu știu, cineva vă poartă invidie sau simțiți energiile negative care vă opresc sau care vă obstaculează, se opune în calea direcției dumneavoastră sau relației sau ceea ce v-ați propus, încercați să... luați o lumânare din aceasta mică, o puneți în mijlocul unei farfurii și în jurul acestei lumânări sare și rugați-vă pentru protecția dumneavoastră. Dar cu magicianul aici e posibil să fi, nu știu, cineva să vă fi făcut o magie sau poate dumneavoastră văd că veți avea parte de o magie și veți reuși să manifestați dorința dumneavoastră. Cu lumea aici, da...
doriți să ajungeți undeva aici sus în ce privește anumite angajamente, sunt provocări, da, și doriți să ajungeți acolo sus, veți reuși să ajungeți sus, da, doar că trebuie să perseverați, da, și doriți poate să mergeți la munte, într-o vacanță sau o călătorie la munte. Dar văd că se va completa ceva, veți reuși să duceți ceva la bun sfârșit și vă veți simți foarte bine în propria noastră piele. Mulțumiți de tot ce ați reușit să faceți și vă veți elibera, veți respira ușurați. Haideți să vedem și ce vă spune acest oracol pentru dumneavoastră, Zodia Rac, luna sau ascendent în Zodia Rac. Perfecționista, absolutismul. Sunteți persoane perfecționiste sau vă doriți să iasă așa cum doriți dumneavoastră să iasă anumite lucruri? Adică luptați până în pânzele albe și vă încăpățânați, să spunem așa, să obțineți ceea ce vă doriți. Aici a fost o ceartă, o discuție, sunt anumite obstacole. E ca și cum o transformare, o eliberare din ceva care ați rămas blocate, un eveniment, un șoc. Poate neplăcut, dar veți vedea că lucrurile se vor sistema în favoarea voastră, încet, încet. Vă îndreptați spre lucruri mai bune, să spunem așa. Și cifra 16 are un rol important, poate o mutare de casă, o mutare de loc, o mutare de țară. Cifra 8, 16, 7. E o relație karmică aici pentru unul dintre voi și parcă o situație se tot repetă la infinit, parcă nu ești reușit să ieșiți din acea situație. Dar veți ieși pentru că văd că vi se va îndeplini o dorință și vă veți elibera de aceste obstacole, de aceste probleme, să spunem așa. Vedeți că această relație karmică sau aceste obstacole care intervin în viața noastră sunt pentru a vă ajuta să evoluați ca suflet, să vă elibereze de anumite situații sau gânduri, probleme din viața noastră care vă țineau pe loc, să spunem așa, da? Deci în tot rău este un bine, să spunem. Și văd că veți fi în jurul al mai multor persoane, un grup de persoane, cifra 16 are un rol important. În jurul de datei 16 sau 9, văd foarte multă prudență, reflectați, studiați foarte mult, pentru că doriți să ajungeți la un perfecționism. Doriți să aveți puterea absolută în ceea ce v-ați propus. Dragii mei, vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu vă aștept data viitoare. Și să ne vedem cu bine. V-am pupat, sănătate, la revedere, o săptămână minunată, binecuvântată.